Deci, ca să înțelegeți ce s-a întâmplat aici, practic, am mers cu furca, pentru că avea un joc imens, și să facem o chestie de asta, dintr-o chestie de asta. Aici avem instrumentul cu care o să facem treaba asta din treaba asta. Nu știu dacă vedeți, dar furca săraca cum arată, e groaznic. Păi și așa faci. Dacă ți se duc garniturile de la furcă, trebuie să răcească. Mai fac unul. Acum că am terminat de servisat furca, urmează să o montăm. Efectiv, venim cu treaba asta aici, așa, și haide! Haide! Facem un pic de muncă de convingere cu el, ca să intre. Și după ce ai reușit să-l bagi să intre, trebuie să strângi treburile astea, ca să nu plece donul în nicio parte. Și să venim cu ăsta, ca să mutăm bidonul. Iar acum venim cu imbusul ăsta minunat și să strângem. Mai trebuie doar să mutăm toate cablurile astea pe ghidon și practic am terminat. Gata. Făcui mă și bicicleta asta, mă, să meargă. După ce am reparat furca și am servisat-o, acum merge, încă prea bine merge. Prea mai face stopi acum. În schimb, ar trebui să pot să fac mai ușor wheelie. Ce mutez aici. Ia să vedem. Nimic, absolut nimic. Cel puțin pe față. De hopuri aici. Pe drept. Și aici la fel. Din nou aici un test. Acum editez acest video și am realizat că nu am spus parte de încheiere. Nu este nicio problemă, o spunem acum. Concluzii după 3 sau 4 zile, după ce am reparat furca, am mers cu bicla în jur de vreo 40-50 de kilometri, în astea 3-4 zile m-am plimbat foarte mult și s-a simțit o îmbunătățire foarte, foarte mare față de cum era înainte. Furca merge, se comportă exact ca și prima zi de când am luat bicicleta. Singurul joc care îl mai are este în sus și în jos, pentru că arcurile sunt slăbite și în viitorul apropiat mă gândesc să le schimb și pe cele. Nu știu, poate facem un custom ceva, o chestie custom, punem arcuri mai mari, niște tije mai lungi și facem o furcă din 60 de mm de cât este ea. Într-o furcă de 100 de mm, de 110 mm, habar n-am, mă gândesc la chestia asta, însă poate că anul viitor. Dacă v-a plăcut, știți voi povestea cu like, share, subscribe. Eu am fost Emi și vă doresc toate cele bune. Pa, pa!